Polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani din comuna Stejari, în timp ce conducea o auto utilitară pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Târgu Jiu, având o concentrație de 0,53 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Un episod asemănător s-a petrecut la Novaci, unde polițiștii au prins un șofer de 49 de ani din Târgu Cărbunești cu o concentrație de 0,48 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ambii bărbați au fost duși la spital pentru probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. La data de 23 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul serviciului rutier au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani din comuna Stejari, în timp ce conducea o autoutilitară pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Târgu Jiu, având o concentrație de 0,53 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal ambilor șoferi pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului sau altor substanțe.